Avem astăzi o temă superbă pe care o abordăm împreună și anume transformat. O să facem câțiva pași în a înțelege ce înseamnă să fii un om transformat cu adevărat de cuvântul lui Dumnezeu și să ai o viață cu impact. În momentele următoare aș vrea să priviți ecranul și să vedeți primul slide și să vă aduceți aminte de o dată specială din calendar pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă gândiți la 1 ianuarie 2024, ziua aceea specială în care noi, ca tineri, ca familii, am fost la biserică recunoscători pentru tot ceea ce a fost 2023, dar și de momentul acela în care fiecare dintre noi, în 1 ianuarie 2024, ne-am gândit la anul ce ne stă în față și ne-am gândit la lucrurile pe care vrem să le schimbăm în viața noastră. Unii dintre noi ne-am dorit și ne-am propus ca în 2024 să ce? Să slăbim, da? Cât v-ați propus? Să dați jos kilograme, sus mâna, cu mine trebuie să comunicați. Hai să vedem, da? Mulți, mulți. Haideți să aplaudăm. Poate că au și reușit unii dintre ei. Unii dintre noi în 2024, când am intrat atunci la momentul acela între trecerea dintre ani, am propus și am zis o să schimb ceva în 2024, o să citesc mai mult Biblia. Și cred că fiecare dintre noi am avut un moment în care am zis mă țin de planul devoțional 2024. Alții ne-am zis o să ne schimbăm în 2024 ce? O să ne schimbăm look-ul. Luăm papucea lucioș de la toflea și costumul ăla lucios, îl aruncăm și ne îmbrăcăm și noi ca oameni în 2024, nu? Și ne schimbăm lucru. Alții au zis, o să-mi schimb în 2024 școala, alții chiria și așa mai departe. Însă aș vrea să priviți din nou ecranul și să vă dați seama că suntem astăzi în 26 octombrie 2024. Aproximativ 10 luni. Dacă sunteți sinceri cu voi în momentul ăsta și urmați raționamentul meu, o să vă dați seama că sunt anumite lucruri pe care am reușit să le schimbăm. Și mulți dintre noi am făcut o mare parte din schimbările care ne-am propus. Însă la fel de bine, sunt anumite lucruri pe care nu am reușit să le schimbăm. Oricât de mult ne-am silit, oricât de mult ne-am străduit, oricât de multă energie am consumat să schimbăm ceva în noi, sunt lucruri pe care n-am reușit să le schimbăm. Există studii, revista Inc. face un studiu pe 40 de milioane de respondenți în care zice că până în 13 ianuarie 23% din oameni se lasă de deciziile luate în seara de Revelion, până de Valentine's, nu? În 14 februarie procentul urcă la 80% și până la final de an cam 9% se țin de dorințele lor de schimbare. Mi-am dat seama în viața personală, în viața profesională și mai ales în studiile pe care le-am făcut pe tema asta că lupta noastră cu schimbarea are la bază lucrurile pe care vrem să le schimbăm. Există lucruri exterioare nouă pe care le putem schimba relativ ușor. Vreau să-mi schimb hainele relativ ușor. Le-am luat, le-am aruncat, m-am dus și cu o sumă de bani, dacă dispun de ea, îmi cumpăr alte haine. Vreau să-mi schimb freza, să mă duc la un hairstylist, am rezolvat repede. Vreau să schimb chiria, locul de muncă. Sunt lucruri exterioare nouă. Teoretic, relativ ușor le putem schimba. Însă există și lucruri interioare nouă. Îmi doresc în 2024 să am o inimă mai mulțumitoare, nu? Și ne luptăm să fim mulțumitori și până la un moment dat când nu mai reușim și explodează ceva din noi. Ne dorim ca în 2024 să fim oameni mai recunoscători și la un moment dat explodează ceva și nu mai reușim să fim recunoscători și toată mulțumirea și recunoștința aia se duce din cauza frustrării că nu avem ceea ce ne dorim. Ne dorim în 2024 să fim mai calmi, mai iubitori, să citim mai mult Biblia, să fim mai aproape de Dumnezeu. Și nu reușim. Pentru că diferența între lucrurile exterioare nouă și interioare nouă este următoarea. Lucrurile exterioare ție se pot schimba și înlocui cu altele. Însă lucrurile interioare ție nu se pot schimba, ci doar transforma.
Știți care este diferența între a schimba și a transforma? Dacă citiți Andrei Pleșu, nu? Cu sensul cuvintelor, cu etimologia cuvintelor, sensul pur al cuvintelor, o să vă dați seama că există o diferență fantastică între a schimba și a transforma. Când vorbești despre schimbare, iei un lucru și îl schimbi cu celălalt. Când vorbești despre transformare, înseamnă că lucrul acela vechi, cu aceleași componente, cu același ADN, trece printr-un proces de prelucrare și devine ceva nou. În seara aceasta o să vorbim despre cum să ne transformăm în omul nostru dinăuntru. Cum să ne transformăm. Nu cum să schimbăm freza, hainele, locul, chiria, școala, mașina, ce vreți voi, ci cum să fim noi transformați în omul nostru dinăuntru. Și dacă am zis la început că Dumnezeu e bun, haideți să ne întoarcem în stânga și în dreapta și să zicem: Dumnezeu mă va ajuta să mă transform. Dumnezeu, stânga, dreapta. Dumnezeu mă va ajuta să mă transform. La ieșire în hol o să vedeți un stand cu cărțile mele, fiind conferențiar la universitate, am mai multe cărți scrise, specializarea mea este filozofie, sunt vreo 3 de filozofie și vreo 3 de teologie, însă una este devoțională, crește, fii cine vrea Dumnezeu să fii. Și acolo vorbim despre a crește, a te transforma după cum vrea Dumnezeu. Întrebarea care se pune în viața mea și în viața voastră, ca oameni deștepți, ca tineri inteligenți, este: de ce avem nevoie de transformare? De ce nu pot eu să trăiesc bine liniștit cu cine sunt eu? De ce simt acea presiune interioară de a fi mai bun, mai iubitor, mai calm, mai aproape de Dumnezeu? De ce nu pot să fac și eu lucrurile pe care le face toată lumea? De ce mă mustră pe mine conștiința când trăiesc în obiceiurile mele păcătoase? De ce sunt atâtea lucruri care îmi dau bătăi de cap și nu mă lasă să dorm noaptea? Și deși nu m-a văzut nimeni, deși foarte puțin îmi știu viața mea privată, ceva din mine se aprinde și mă împinge spre o dorință de a fi mai bun, de a fi mai actual, mai sincer, cu o inimă mai bună. Această dorință de schimbare vine din presiunea pe care vinovăția o pune pe cugetul nostru atunci când dezvoltăm obiceiuri păcătoase. Această dorință de schimbare vine din cauza presiunii pe care vinovăția o pune pe cugetul nostru. Povestea începe în Eden. În Eden, într-o zi, Dumnezeu vrea să facă omul și face o ședință strategică în Trinitate, Tată, Fiul și Duh Sfânt și zice: haidem să facem omul. Și întrebarea este: cum să-l facem? Dumnezeu ia o oglindă și zice: o să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Și face Dumnezeu omul. Și în ședința lui Dumnezeu, Dumnezeu zice: îl facem iubitor, îl facem plin de dragoste, îl facem un om plin de armonie, îl facem un om deschis, sincer, un om cu care să putem avea comuniune. Și îl facem după chipul și asemănarea noastră. Însă vine diavolul și intră păcatul adamic în viața oamenilor și păcatul mușcă din ceea ce trebuia să fie omul în asemănarea lui cu Dumnezeu. Au trecut sute, mii de ani, generații, și astăzi, dacă suntem sinceri noi cu noi înșine, realizăm că majoritatea oamenilor seamănă mai mult cu diavolul decât cu Dumnezeu. În momentul în care te mâni și începi să strigi în casa ta și începi să te comporți ciudat, tu nu semeni cu Dumnezeu, tu semeni cu diavolul. În momentul în care înjuri, în momentul în care înșeli, în momentul în care nu poți să ierți, în momentul în care îți pasă mai mult de tine decât cel de lângă tine, semeni mai mult cu diavolul decât cu Dumnezeu. Însă totuși mai există ceva din Eden în noi. Există o presetare care a făcut-o Dumnezeu în softul nostru intern, dacă vreți un limbaj de ăsta mai de IT. Auziți ce zice Biblia? Eclesiastul 3:11. Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Există în fiecare dintre noi, în presetarea noastră, un gând al veșniciei. Unii zic conștiință, alții zic gândul după Dumnezeu, alții zic dorința după Dumnezeu. Și acest gând al veșniciei ne împinge ca să ne transformăm în omul nostru dinăuntru. Și indiferent unde ai fi în lumea asta, pe ce meridian, pe ce paralelă, indiferent în ce cultură, fiecare om are ceva în el. Și când face un lucru rău și nu l-a văzut nimeni și nu știe nimeni, când pune capul pe pernă în noapte, cineva îl mustră. Când face un lucru bun, când nu l-a văzut nimeni, când nu știe nimeni, cineva îl laudă și îl apreciază.
Și acela este gândul lui Dumnezeu. Ei, ajuns în punctul ăsta unde toți am înțeles că ceva în noi ne îndeamnă la transformare, vreau să vă vorbesc punctual despre trei căi pe care oamenii le aleg pentru a fi transformați în interiorul lor. Nu vorbim de schimbarea lucrurilor exterioare, ci de transformarea interioară. Există trei căi pe care fiecare om le abordează la un moment dat al vieții, în dorința lui de a recâștiga chipul pierdut în Eden, de a fi cine l-a făcut Dumnezeu să fie. Și prima cale este calea faptelor bune. Prima cale pe care foarte mulți dintre noi, dacă nu toți, am pășit cel puțin o dată, a fost calea faptelor bune. Oamenii se chinuiesc pe calea asta prin forțele proprii, să scape de vinovăție și de presiunea pe care vinovăția o pune pe ei și să regăsească chipul lui Dumnezeu prin fapte bune. Câți dintre voi nu ați auzit cel puțin odată imaginea asta despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este un bătrân care are o balanță în mână, o balanță cu două talere și când faci o faptă bună, spune fapta bună pe talerul faptelor bune și cea rea când faci o faptă rea pe talerul faptelor rele și la finalul vieții, dacă faptele bune trag mai mult decât faptele rele, ajungi în rai, dar dacă faptele rele trag mai mult decât cele bune, ajungi în iad. Ați auzit imaginea asta despre Dumnezeu? Hai să vedem, sus mâna. Trebuie să comunicăm, da? Majoritatea dintre noi în contextul românesc am auzit cel puțin odată această idee. Oameni care încearcă, se străduiesc prin fapte bune să recâștige transformarea lor interioară. Această imagine, această teorie, această învățătură este lovită de două argumente. Un prim argument este argumentul istoric. Oamenii stau și cred asta și unii preoți o spun și unii părinți o spun chiar dacă merg la biserică, însă învățătura asta este o învățătură păgână. Aveți în imaginea din spatele meu o zeiță din mitologia greacă, Temis, zeița Temis. Dacă vă uitați atenți la zeița Temis, o să identificați câteva lucruri. În primul rând o să identificați că are ochii acoperiți cu o eșarfă. În al doilea rând o să identificați în mâna stângă o balanță și în al treilea rând o să identificați în mâna dreaptă o sabie. În mitologia greacă, că tot v-am spus că specializarea mea e de istoria și filozofia religiei, Temis este zeița care stă în fața oamenilor în momentul morții. Și orice om în momentul morții, când pleacă din lumea asta, stă în fața lui Temis. Temis legată la ochi nu știe cine e în fața ei. Ține balanța cu fapte bune și fapte rele în mână și dacă faptele bune trag mai tare, omul trece. Dacă faptele rele trag mai tare, cu sabia din mâna dreaptă, retează capetele și omul acela merge în Hades. E atunci când cineva vine și vă spune că prin calea faptelor bune, dacă faci fapte bune, o să ajungi în cer, că Dumnezeu un bătrân cu o balanță, cu talere, se spuneți că lucrul ăsta vine din mitologia greacă, e o învățătură păgână, n-are nimic de a face cu Biblia, n-are de a face nimic cu învățătura lui Hristos. Însă mai există un argument puternic care lovește în această cale a faptelor bune, pentru că ceva din noi ne împinge să căutăm transformarea interioară. Există un argument teologic și foarte mulți oameni vin și zic, trebuie făcut fapte bune, trebuie slujit, trebuie dat bani la biserică. Nu contează acum că ai mai greșit, trebuie să faci toate lucrurile astea, că Dumnezeu va răsplăti până și un pahar cu apă. Așa e. Dar am să vă expun raționamentul teologic. Imaginați-vă un om care până la 80 de ani face doar fapte bune. Nici o faptă rea, nici un gând, nici o vorbă rea. Și pe talerul cu fapte bune sunt acolo milioane de fapte bune. Însă, la 80 de ani, are un gând rău. Cineva îi spune o vorbă și în momentul ăla se supără. Și în momentul acela un păcat mic, un gând, nici măcar vorbă, gând, este pus pe talerul faptelor rele. Și vine omul acela la 80 de ani cu talerele și cu balanța în fața lui Dumnezeu și se uită și zice lui Dumnezeu, uită, talerul cu fapte bune, milioane de fapte bune, însă am un gând, vreau să intru în cer. Știți ce va zice Dumnezeu? Dumnezeu se va uita la balanța aceea și va spune următorul lucru. Dragul meu, cerul este un loc perfect. Cerul este un loc fără păcat. Tu ai trăit o viață morală foarte bună, cu foarte multe fapte bune. Însă ai un păcat mic, ce-i drept. Însă dacă păcatul acela mic, al tău, este acceptat în cer, celul n-ar mai fi un loc perfect. Și îmi pare rău, nu te pot accepta în cer.
În momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu cu fapte bune și fapte rele, un singur gând, un singur păcat, o singură faptă rea acceptată în cer ar face cerul să nu mai fie cer, să nu mai fie locul acela perfect. Și atunci argumentul acesta lovește puternic în calea asta a faptelor. La fel, nu vin oamenii, vin tinerii ca și voi și zice: o, vreau să mă căsătoresc, vreau să fiu cu el, nu-i din biserică, nu-i botezat, nu este un creștin practicant, însă e un om bun, nu face atâtea prostii ca și ai noștri, el e extraordinar. Știți care e problema acolo? Că omul, partenerul, ea sau el, poate să aibă un miliard de fapte bune, însă dacă inima lui nu-i predată Domnului Iisus Hristos și într-o zi Iisus nu i-a spălat toate păcatele și Duhul lui nu este readus la viață împreună cu Hristos, faptele acelea bune nu-l califică pentru cer și pentru o relație binecuvântată. Prima cale pe care încearcă oamenii să meargă este calea faptelor bune. Încearcă să-și acopere vinovăția cu fapte bune, însă lucrul ăsta trage, știți spre ce? Spre frustrare, anxietate, spre tulburare. Auziți ce zice Pavel? Știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. O, nenorocitul de mine, Romani 7:24, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În alte traduceri, expresia lui Pavel este aceasta: o, mizerabilul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În momentul în care ai ales calea faptelor bune, îți dai seama că vor exista momente în care mai scapi și o faptă rea și poți să faci 100, 1000, 1 milion de fapte bune, însă n-ai cum să nu scapi și asta produce frustrare. George Whitefield, poate că mulți dintre voi ați auzit de acest mare evanghelist. În anii 1730 în Anglia, studia la Oxford împreună cu John Wesley și cu Charles Wesley și îl caută pe Dumnezeu într-un mod absolut. Ajung în ceea ce se numește Mișcarea Sfințirii. George Whitefield fondează Mișcarea Metodistă din clubul acesta al Sfințirii. Oamenii ăștia se pun să caute pe Dumnezeu pe calea faptelor bune la modul cel mai serios posibil. În fiecare dimineață se trezeau la orele 3:30, aveau ore de devoțiune, învățaseră limba greacă, citeau în fiecare lună odată Noul Testament în limba greacă, își dădeau averea și toți banii săracilor, țineau un jurnal zilnic, imaginați-vă, țineau un jurnal zilnic pe minute. Și în momentul în care pierdeau timpul și aveau minute în care nu făceau nimic, în momentul acela, la finalul zilei, când se uitau pe timpul lor și au dat seama că au pierdut timpul, se autoflagelau, se pedepseau pentru că n-au fost eficienți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ore întregi, în fiecare zi, stăteau întinși în natură, în aer, erau pe burtă și strigau: Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Până la un moment dat, când se îmbolnăvesc, George Whitefield este aproape de moarte, ajunge într-un moment al disperării și în momentul acela se abandonează în harul lui Hristos. E momentul în care omul ăsta își dă seama că calea asta a faptelor bune, oricât de strict ar ține, oricât de mult s-ar lupta, nu poate să-l transforme în interior. Există ceva în firea lui pământească, există ceva în natura lui adamică, ceva care îl face să cadă din nou și are nevoie de transformarea harului lui Hristos. Efeseni 2:8 zice așa: căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iisus, cel fără de păcat, nu doar că a venit și ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, ci El a plătit prețul pentru păcatele noastre. Auziți ce zice Coloseni 2:14? A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Ce a făcut Iisus? În momentul în care ne-am întâlnit cu harul lui Dumnezeu, în momentul în care om crede în harul lui Iisus Hristos, Iisus îi șterge păcatele. Dar omul acela din nou păcătuiește. Omul acela din nou, fără voia lui, cade în greșeli. Și zice Scriptura, zice Pavel în Coloseni, că Iisus Hristos la cruce a luat zapisul. Zapisul este o factură. Dacă știți cum sunt facturile, scrie acolo obiectul și cât costă fiecare obiect cumpărat. Ei, zapisul este factura păcatelor tale. Minciună scrie moarte. Hoție, moarte. Pornografie,
moarte. Și toate păcatele pe care le faci în dreptul lor, plata lor este moarte. Ei zice Pavel în Coloseni că Iisus nu doar că te-a curățat, că te-a sfințit, ci Iisus a luat factura asta cu păcatele tale și a nimicit-o pironind-o pe cruce, ca tu să ai libertate, ca tu să nu mai te lupți în frustrare, în anxietate, în depresie, pentru că sunt lucruri care îți vin în minte, care te apasă și oricât te-ai lupta, ele sunt mai puternice decât tine. Dă-mi voie să te întreb în seara asta. Tu cum ai încercat să scapi de acele obiceiuri care îți produc vinovăție? Tu cum ai încercat să recâștigi chipul lui Dumnezeu în viața ta? Ai încercat să le acoperi cu fapte bune? Să faci multe lucruri bune? Să aduci multe fapte bune, multe slujiri, mult activism? Sau le-ai dus la piciorul crucii lui Iisus Hristos? Sau i-ai cerut lui Iisus Hristos să te scape de vinovăție? Sau ai crezut în harul Mântuitor? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți cum suntem noi ca oameni? Noi creștini, noi oameni din biserică, în momentul în care se vede omul vechi din noi, în momentul în care se vede firea pământească, ne supărăm, acționăm ca și diavolul, semănăm ca și pe diavolul, nu pe Dumnezeu, zicem, o, mi-am pierdut firea, o, m-am scăpat de sub control, scuză-mă. Adevărul e că în momentul în care te scapi de sub control, ești cine ești tu cu adevărat. Educația ne face să trăim o viață cu piciorul pe frână și avem diferite niveluri de raportare la educație. În public ne comportăm într-un fel, în familie într-un alt fel și când suntem singuri în alt fel. Și atunci în momentul în care luăm piciorul de pe frână, suntem noi cine suntem. Fiecare dintre noi, ca să fim cine ne-a făcut Dumnezeu să fim, avem nevoie nu de o schimbare exterioară, ci de o transformare interioară nouă. Și foarte, foarte mulți dintre noi, cel puțin o perioadă din viață, am mers pe calea faptelor bune. Haideți să vedem câți dintre voi, dacă sunteți sinceri cu voi, recunoașteți ca și mine că au fost perioade în viață când am crezut că faptele bune mă justifică, mă învrednicesc înaintea lui Dumnezeu. Ați avut asemenea perioadă? Mulți dintre noi, pentru că suntem tributari unei culturi românești impregnată de această învățătură care fundamental este o învățătură păgână. A doua cale pe care foarte mulți dintre noi am accesat-o, fie că suntem penticostali, baptiști, ortodoxi sau de care suntem noi, este calea unei credințe culturale. Ceva din noi ne-a împins spre transformare. Ceva din noi ne-a spus, bă, nu ești bine, nu se poate, tu trebuie să te împaci cu Dumnezeu, trebuie să te împaci cu tine, tu trebuie să ai liniște, trebuie să ajungi în armonie cu tine însuți. Și poate că ai încercat calea faptelor bune și asta ți-a produs anxietate, depresie, tulburare. Ți-ai dat seama că nu se întâmplă lucruri pentru că faci un milion de fapte bune și tot mai este ceva rău acolo. Și atunci am încercat o altă cale, calea unei credințe culturale. Credința culturală e acea credință care nu produce efecte în viața ta. Credința culturală este o credință moartă. Dacă te-ai fi născut în India, n-ai fi avut nicio problemă să fii hindus. Dacă te-ai fi născut în China, n-ai fi avut nicio problemă să fii budist. Așa că iată, te-ai născut în România și în funcție de familia în care te-ai născut, ai ajuns și tu să fii ortodox, baptist, penticostal, ce ești. Dar n-ai avut niciun moment în care ai zis, bă, de ce sunt penticostal? Unul din testele pe care le dau eu la catehetică și spiritualitate penticostală studenților din anul întâi este că în prima oră îi pun să scoată foaie de hârtie să-mi spună 10 motive pentru care sunt penticostali. Și am ajuns la concluzia că foarte puțini oameni pot să spună 10 motive de ce sunt în confesiunea aceasta. De ce sunt în confesiunea aceasta? Foarte puțini dintre noi nu ne gândim de ce aparținem bisericii astea. Pentru că ea, credința noastră, credința culturală. Așa au fost mama, așa au fost tata, așa s-au întâmplat lucrurile. Știți care e calea credinței culturale? Calea credinței culturale e exact inversul căii credinței faptelor bune. Dacă calea faptelor bune zice tu trebuie să faci totul pentru mântuirea ta, trebuie să te lupți cu tine, cu disciplină, cu faptele bune, calea credinței culturale zice în felul următor. Tu nu trebuie să faci nimic, Dumnezeu face totul. Credința culturală spune așa, la 8 săptămâni ai fost botezat, dacă ai fost într-o confesiune din aceasta ortodoxă, catolică, așa mai departe. Apoi, dacă ai fost penticostal, baptist, neoprotestant, undeva la 15 ani, tu te-ai botezat, ai făcut legământ cu Dumnezeu, ți-ai trăit viața cum ai vrut tu și acum ai treaba lui Dumnezeu ce face cu tine. În momentul morții, când preotul sau pastorul se roagă, Dumnezeu trebuie să te ducă în cer. Pentru că, cândva, tu ai fost botezat. Nu vedeți
că și în biserica neoprotestantă, la înmormântare, toți sunt robii Domnului, nu? El dacă toată viața a fost robul dracului și a trăit în toate păcatele și nebuniile lui, când ajungem la momentul morții, toți vorbim de bine, nu despre oamenii aceștia. Pentru că există o credință culturală și foarte mulți o îmbrățișează și zic, o, da, zice, indiferent de cum a trăit, indiferent de cât de certat a fost, că de nu știu câți ani nu vorbi cu vecinul, cu familia, cu toate alea, mă... El pleacă în cer. Și așa cred mulți oameni că e treaba lui Dumnezeu și a preotului și a pastorului să facă lucrurile astea. Însă auziți ce zice Biblia, Luca capitolul 5, versetul 24. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el, slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Iisus stă lângă patul unui bolnav, un slăbănog. Nu știm câtă vreme mai avea până în momentul morții. Și Iisus zice, hai să vă clarific, ție, vouă și ăstora după 2000 de ani, să știți că Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ. După moarte nici Fiul lui Dumnezeu nu mai iartă păcate. Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ. Adică tu, slăbănogule, tu trebuie să te hotărăști. Oameni buni din stânga, din dreapta, trebuie să înțelegeți că aici se iartă păcatele. Păcatele nu se iartă într-o rugăciune spusă la căpătul unui muribund. Oricâte lucruri bune spunem despre el, să încurajăm familia. El degeaba îi spune că a fost robul Domnului dacă n-a avut o credință activă în el. Nicolae Moldoveanu zice un lucru superb și auziți ce zice el. O credință care nu ne schimbă astăzi aici pe pământ, nici nu ne poate duce mâine în cer. O credință care nu ne schimbă astăzi aici pe pământ, nici nu ne poate duce mâine în cer. Iacov vorbește despre credința asta și îmi place enorm cum o descrie. Iacov 2:20. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Știți cum este credința culturală? O credință care nu produce efecte, ca un trup mort. Imaginați-vă că aveți un trup inert, mort, nu? Cum îl pui așa stă? Îl întinzi aici cu capul spre boxă, stă aici. Îl întorci spre laptop, stă acolo. Ce faci cu el? Nu te împinge niciun fel, nu se mișcă, el stă cum l-ai pus acolo. E tot așa, e o credință culturală, o credință moartă care nu produce efecte. Te-ai dus cu credința aia în discotecă, n-are nicio treabă să te scoate acolo. Nu te mustră conștiința, nu faci absolut nimic cu tine. Vii cu credința aia în biserică, când toată lumea se închine, prezența lui Dumnezeu. Nu te împinge să cânți, nu te împinge să te rogi, nu te împinge să faci nimic. Credința culturală, nu doar pentru bisericile istorice, din păcate credința culturală în viața foarte multora dintre noi. De ce? Când ne-am născut în familie în care am preluat o credință, fără să avem un moment în care să validăm prin credința noastră, prin convingerea noastră, prin rațiunea noastră, această experiență. Și trăim credințe moarte, care nu ne împing înspre nimic, care nu ne poziționează, inerte, și credința asta te lasă pasiv. Și vezi chemări la slujire, vezi chemări la evanghelizare, vezi că se întâmplă lucruri și tu ești pasiv, tu ești ignorant, ție nu-ți pasă. Pentru că ia credința ta, deși tu crezi că e o credință mântuitoare, deși tu crezi că într-o zi vei ajunge în cer, pentru că te-ai botezat, pentru că ai fost în biserică, dacă credința nu te mișcă într-un fel sau altul, credința asta este o credință culturală, o credință moartă. Auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel despre harul lui Dumnezeu lui Tit. Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne-a învățat să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Poți să mă afișez, te rog, Tit 2:11? Două lucruri le spune Pavel despre oamenii care se întâlnesc cu harul lui Hristos și care primesc credința, și credința îi aduce la viață, și mântuirea vine prin har și prin credință. Harul lui Dumnezeu, care a fost arătat, aduce mântuire. Și în primul rând, harul acesta îți aduce mântuire și ești poziționat, ești ispășit de păcatele tale. Însă harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, te și învață. Te împinge, nu te lasă. Te învață să trăiești cu evlavie, cu dreptate, și să o rupi cu păgânătatea și cu poftele trupești. Copilul meu cel mai mic este acum în clasa a treia. La începutul anului acestuia calendaristic a fost în clasa a doua și Filip învăța tabla înmulțirii. Și împreună cu el îl învățam
da, ca și harul, îl învățam tabla înmulțirii. N-am învățat eu în locul lui. Eu explicam despre adunările acestea succesive care îl ajută să înțeleagă câte 4 ori 4, să facă 4 plus 4 plus 4 de 4 ori și așa mai departe, adunări repetate să înțeleagă tabla înmulțirii, dar n-am făcut-o în locul lui. E tocmai asta face harul lui Dumnezeu, prost înțeles de foarte mulți dintre noi. Harul lui Dumnezeu nu ne pune într-o stare din aceasta de inactivitate, ci harul lui Dumnezeu ne învață și zice, ok, acum tu trebuie să înveți, să înveți să te rogi, să înveți să cânți, să înveți să slujești, împinși de credința aceasta activă. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, credința ta este o credință vie? Simți cum te influențează, cum te împinge, cum te face să o rupi cu anumite lucruri și să te apropii de alte lucruri? Simți cum te duce să trăiești cu dreptate, cu evlavie, cu neprihănire și să o rupi de lucrurile păgâne, păcătoase, idolatre ale lumii astea? Sau credința ta este o credință moartă, inertă, care nu produce efecte și care te lasă să trăiești așa cum vrei tu? Îmi place enorm traducerea BVA despre credință, Evrei 11 cu 1, care zice: credința este certitudinea pe care o ai cu privire la lucrurile sperate și o convingere fermă față de acele lucruri pe care încă nu le vezi realizate. O convingere fermă despre acele lucruri pe care încă nu le vezi realizate. V-am vorbit despre importanța transformării interioare și din experiența mea personală și a multor oameni m-a spus că toți dintre noi, în anumite momente din viață, pornim fie pe calea faptelor bune și încercăm să fim buni, încercăm să facem fapte bune, dar la un moment dat când ne scăpăm controlul și ne dăm seama cine suntem, ajungem în dezamăgire, în anxietate, în frustrare și ca și Pavel altădată ne simțim mizerabil. Alții dintre noi, pentru că ne-am născut într-o familie, am împrumutat acea credință și credința aia e o credință care nu produce efecte, care ne-a lăsat să facem ce vrem noi și nu ne-a mustrat și vrem să fim transformați în momentul morții noastre, însă Biblia zice că în viața asta se întâmplă transformarea. Și în momentele astea vreau să vă vorbesc despre a treia cale, o cale a transformării biblică, reală, eficientă în viața fiecăruia dintre noi. Calea Harului lui Hristos. Calea Harului lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel să dă pe sine exemplu, studiu de caz și o să împărtășesc cu voi. 2 Corinteni 15, versetul 9 și 10. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Știți ce zice Pavel în acest pasaj despre transformarea pe care a produs-o calea harului în viața lui? În primul rând, Pavel zice că el a fost pe o cale a faptelor bune. Am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Pavel era evreu și ținea așa de mult la iudaism, încât a fost gata să facă orice pentru a-și apăra religia lui străbună. Deși nu era mare preot, el merge și cere scrisori de la mari preoți, ca pe oricine va prinde că este dezident, că este în afara iudaismului, pe orice creștin care iase din iudaism și merge în biserica creștină, să-l poată lega. Să-l ducă la Ierusalim, să fie pus în temniță. Ba mai mult, atâtea fapte bune făcea, încât îl vede pe Ștefan, pentru el, un protestant, unul care vorbea împotriva iudaismului și apără hainele celor care aruncau cu pietre în Ștefan. Ba atâta de bun era în fapte bune, că postea și era fariseu de 3 ori pe săptămână. Atâtea fapte bune făcea Pavel în credința lui, încât îi impresiona pe absolut toți cu viața lui model în iudaism. Însă avea o problemă imensă Pavel. În inima lui avea ură. Ură pentru toți cei care nu erau iudei și făcea fapte bune. Însă din cauza urei din inima lui, faptele astea bune pentru iudaism erau fapte rele în ochii lui Dumnezeu. În mintea lui, ceea ce făcea el era bine și era foarte activ în ceea ce făcea și era pe o cale a faptelor bune în mintea lui, dar o cale a faptelor rele în mintea lui Dumnezeu, pentru că inima lui
era motivată de ură. Însă într-o zi, pe drumul Damascului, îl întâlnește Iisus Hristos. Și Pavel se mută de pe calea aceasta a faptelor pe calea Harului. Și acum toată energia, toată înțelepciunea, Pavel o folosește pentru a duce Evanghelia lui Hristos. După ce îl cunoaște pe Hristos și are loc transformarea aceea interioară, entuziasmul lui, râvna lui pentru a ucide creștini, o transformă Dumnezeu în pasiunea lui pentru a încreștina întreaga lume. Și astăzi îl avem pe Pavel care scrie 2/3 din Noul Testament, face 3 călătorii misionare. Visul lui este să predice Evanghelia în casa cezarului. De ce? Că s-a întâmplat ceva în interiorul lui, o transformare. O transformare care a ceva care a transformat inima. A făcut Dumnezeu ceva în interiorul lui și toate faptele alea în mintea lui bune, dar rele în ochii lui Dumnezeu împotriva creștinilor sunt transformate în a duce Evanghelia și a glorifica pe Dumnezeu. Dă-mi voie să spun un principiu pe care aș vrea să ți-l notezi. Adevărata schimbare nu constă în anihilarea unor obiceiuri prin disciplină. Adevărata schimbare constă în transformarea ta spirituală. Adevărata schimbare nu constă în anihilarea unor obiceiuri prin disciplină și nu o să fac lucrul ăsta, fug toată viața cu piciorul pe frână, nu mă las acolo, îmi pun mâna la gură, fac orice altceva, nu zic cuvântul ăla, nu înjur, dar în gândul tău, în inima ta l-ai înjurat, nu. Asta vrea Dumnezeu de la un creștin. Dumnezeu începe cu transformarea interioară. Și Pavel, când se întâlnește cu Harul lui Hristos, ceva se întâmplă acolo. Harul lui Hristos îl transformă pe drumul Damascului. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Pavel, dintr-o credință a faptelor bune, una culturală, își pune întrebarea: împotriva cui lupt? Cine ești tu? Și el îi spune: eu sunt Iisus. E momentul acela al revelației, în care atunci când cauți să fii transformat în interior, să ai pace cu Dumnezeu, să regăsești chipul lui Dumnezeu, să scapi de vinovăție și îl întrebi: cine ești tu, Doamne? El vine și spune și se întâmplă lucrul acela mistic. Și dacă până acum înjurai în momentele tale tensionate, după ce vine transformarea lui Dumnezeu în interiorul tău, începi și te rogi în momentele tensionate. Dacă până acum vorbeai de rău oamenii care nu erau de față și era o plăcere pentru tine să defăimezi, în momentul în care Harul lui Dumnezeu îți transformă inima, vezi valoare în ei, îi ridici, spui lucruri bune despre ei. Dacă până acum spângăreai sufletul cu tot felul de păcate pe care ți-ai propus să le îndepărtezi de tine și n-ai putut pentru că erau interioare ție, de acum, odată transformat, îl onorezi pe Dumnezeu, onorezi credința. Auzi ce zice Scriptura? Un lucru fantastic pe care majoritatea dintre noi îl știm, Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Cred că toți îl știm asta, că mântuirea noastră e prin har, prin credință. Însă știți Efeseni 2:10? Următorul verset? Auziți ce spune următorul verset? Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu ne mântuiește prin har, prin credință. Însă același Dumnezeu ne poziționează în Hristos pentru ce? Pentru fapte bune. Odată ce ai fost iertat, odată ce ai fost eliberat, odată ce ai fost sfințit, odată ce păcatele tale, zapisul cu păcatele care trebuiau plătite cu moarte, a fost pironit pe cruce, tu ești poziționat în Hristos. Și dacă trebuie să faci fapte bune, o să zice, Otinda ne-a încurcat. Primul punct, calea faptelor bune, ne-a spus că nu poate transforma. Haideți să vă spun cum este cu calea faptelor bune și cu calea Harului lui Hristos. E ca la matematică. Dacă nu ești născut din nou și păcatele tale nu sunt iertate, fiecare faptă bună pe care o faci este cuantificată în cer. Însă când ai dat un pahar de apă cuiva, este un zero, pentru că duhul tău este mort. Nu ești născut din nou, n-ai parte de viață. În momentul când ai ajutat un bătrân, este încă un zero lângă el, pentru că duhul tău este mort, n-are viață din el, nu te mișcă. Când ai mai ajutat pe cineva, încă un zero și sunt mulți, 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 mulți de zero. Însă când vine Harul lui Hristos și te învie, în fața acestor mulți de zero, se pune un 1 și în momentul acela faptele tale bune prind valoare. Calea Harului lui Hristos nu anulează faptele bune.
Pavel vorbește despre o credință fără fapte care e moartă în ea însăși. Calea faptelor bune nu face altceva decât să ne arate imposibilitatea mântuirii, însă calea Harului ne spune că prima dată este Harul lui Hristos. Întâlnirea noastră cu jertfa lui Hristos de pe Golgota, nașterea Duhului nostru în conexiune cu Duhul lui Dumnezeu și apoi trăirea unei vieți de sfințenie aproape de Dumnezeu. Eliberarea de vinovăție prin calea Harului este adevărata transformare care se vede cel mai bine în viața oamenilor. Mi-am dat seama că în lumea asta ne pierdem foarte mulți dintre noi cu filozofia călătoriei cu Dumnezeu. Fie că suntem într-o cale a faptelor bune, fie că suntem în calea credinței culturale, cumva ne mulțumim și zicem, sunt safe, sunt ok. Nu căutăm calea Harului, acea întâlnire specifică, acel moment în care să-L întrebăm, cine ești Tu, Doamne, ce se întâmplă, ca transformarea să se întâmple. Noi încercăm să facem lucrurile controlabile de noi. Însă am realizat un lucru din Biblie, că cel mai bun test pentru a afla pe care cale ești și cât de eficientă pentru mântuirea ta, pentru transformarea ta, e calea vieții tale, este momentul morții. Momentul în care te gândești la plecarea din lumea asta. Auziți ce zice Biblia? 2 Timotei 4:6, zice Pavel, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul ce drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Momentul în care tu te gândești la plecarea ta din veșnicie și poți să faci acum, în timp ce eu vorbesc, închizi ochii și te gândești că în 3 minute mor și ești înaintea lui Dumnezeu, îți spune cât de eficientă este calea regăsirii chipului lui Dumnezeu, scăpării tale de vinovăție. Dacă în momentul morții tu vezi moartea ca o premiere, cum o vede Pavel pe calea Harului, mă așteaptă cununa, înseamnă că ești pe calea Harului lui Hristos. Însă dacă vezi moartea ca o incertitudine, ca o frică, ca o pedeapsă, ai o mare problemă. Pentru că calea ta nu duce la regăsirea chipului, la transformarea aceea care aduce mântuire în viața ta. Pavel se uită și zice, de acum mă așteaptă cununa, e momentul premierii mele. Când copiii mei, băieții mei erau mici, mergeam cu ei la premiere. Și când doamna urca acolo pe podium și începea să strige premiul întâi, stăteau cu nerăbdare și abia așteptau să-și primească coroana. Când sfinții lui Dumnezeu, când oamenii lui Dumnezeu care au trăit pe calea Harului lui Hristos, care s-au întâlnit cu Harul lui Hristos și Hristos le-a făcut transformarea interioară și au început să slujească, să facă fapte bune datorită Harului din viața lor, în momentul plecării din lumea asta, oamenii aceia au o dorință pentru a fi premiați, o nerăbdare să primească cununa din mâna lui Hristos. Am crescut într-o familie de pastori și părinții mei plecau adesea la conferințe sau în anumite activități ale tatălui meu și era o vecină care stătea lângă noi și venea să mă uite din noi din când în când, avea grijă de noi, sora Nelicuța Mornăilă. Femeia asta a plecat în urmă cu câțiva ani la Domnul într-un mod extraordinar. Femeia asta a rămas văduvă când a fost tânără și a rămas cu 2 copii pe care și-a crescut, pe Cristi și Camelia. Tânără fiind, văduvă, nu s-a mai căsătorit. A ajuns la 70 de ani și într-o dimineață cade în casă, pe jos, îl sună băiatul să vină, vine Cristi repede de la muncă, se apropie de ea și era căzut acolo, leșinată și revine. Și Cristi este un om de afaceri din Arad, foarte conectat, zice, uite, chem acum salvarea medicii, medicina privată, te duc la cei mai buni doctori la spital, mergem. Și sora Nelicuță spune, nu, te rog, nu fă lucrurile astea. E ok, mi-a revenit, sunt bine. Zice, Cristi, te rog, du-te la muncă, lasă-mă singură, locuia singură. Femeia asta rămâne singură, merge în baie, își face duș, își ia cele mai frumoase haine, își pune baticul cel mai frumos. Vine în dormitor, se pune pe pat. În casă era nepoata ei, Alesia. O cheamă pe Alesia și spune așa, Alesia, vină lângă mine. Zice așa, Alesia, în câteva zile o să fie ziua ta. Uite, acolo în dulap este un cadou pentru ziua ta. Să-l iei. O ține de mână și spune în felul următor.
alesea, bunii merge să se întâlnească cu Domnul Iisus. Închide ochii și pleacă. Am văzut în femeia asta o femeie transformată care vedea moartea ca o premieră. Nu știu ce ați făcut voi, dar ce medici ați fi apelat, ce ați făcut să mai trăiți. Ea vrut să desprindă. Era pe calea Harului lui Hristos. Daniel Brânzei, unul din marii pastori contemporani, avea să zică despre tatăl său, bătrânul Brânzei. Zicea, tata era în ultimele zile ale vieții și adesea ne punea în fiecare dimineață să-l ridicăm de pe pat imobilizat, să-l ducem la baie, să-l spălăm, să-l barberim, să-i aranjăm părul. Și la un moment dat i-am spus, tată, nu se mai poate, ți-e prea greu în fiecare zi să te chinuim, să te ducem să facem toate lucrurile astea. Și bătrânul Brânzei a zis așa, în fiecare zi vreau să mă spălați, să mă aranjați, pentru că urmează cea mai extraordinară perioadă a vieții mele, întâlnirea mea cu Domnul Iisus Hristos. Poate că până acum tot ceea ce v-am spus vi s-a părut teologie, predică, învățături din Biblie, conceptuale. Însă vreau să vă spun că am trăit pe propria piele tot ceea ce v-am spus. În 2019 am fost foarte, foarte bolnav. Eram internat în spital la Arad cu pancreatită, am fost transferat la Viena. Atât de bolnav am fost. Am avut două momente în care eu am fost sigur atunci că o să plec din lumea asta. Au fost momentele în care m-am rugat pentru soție, m-am rugat pentru copii, m-am rugat pentru biserică, am întors capul spre perete și am crezut că plec în momentele alea. Momentul acela e momentul care îți spune cel mai bine pe ce cale ești. Dacă în interiorul tău s-a produs adevărata transformare, sau ai fost într-o credință culturală, că așa ți-o fost familia și ți-o fost neamul, biserica, te-ai botezat și tu dată cu prietenii tăi. Momentul acela când te simți în fața morții și știi că e ceva serios, îți spune dacă ai fost pe o cale a faptelor bune în care tu te-ai încercat să faci, dar ceva a fost acolo și Duhul lui Dumnezeu îți spunea că n-ai cum să ajungi în cer cu păcatele alea ascunse de care nu știe nimeni. În seara asta te chem să accepți calea Harului lui Hristos. În interiorul tău să spui, Doamne, cine ești Tu, Doamne? Eu, Pavel, nu? Învățat la picioarele lui Gamaliel, școală, doctorate, am nevoie să-mi răspund simplu cine ești. Știți ce te rog să faci în seara asta? Te rog să pleci capul acolo unde ești, așa cum stai pe scaun. Și dacă Duhul Sfânt ți-a vorbit în momentele astea, într-un mod sincer, simplu, să spui, cine ești Tu, Doamne? Eu vreau să Te cunosc cine ești Tu. Eu m-am săturat să-mi pun target-uri că voi schimba lucruri în viața mea și îmi dau seama că eșuiesc pentru că ele sunt interioare și ele trebuie transformate. Îmi dau seama că falimentează disciplina, că falimentează învățăturile, tricurile care le citesc pe net, să scap de dependență, să scap de tot felul de lucruri, de amărăciune, de anxietate, de viață nefericită. Îmi dau seama, Doamne, că trebuie ceva făcut în interiorul meu. Și dacă Tu mi-ai zis astăzi că adevărata transformare o face Harul lui Hristos, că prin har am fost mântuit prin credință și că Pavel s-a întâlnit cu Tine pe drumul Damascului întrebându-Te cine ești Tu, Doamne? Spune-mi și mie cine ești. Și Dumnezeu îți va spune că este Mântuitorul tău, Eliberatorul tău, Sfințitorul tău, Cel care îți dă șansa unui nou început. Dar lasă inima sinceră și spune, Doamne, nu vreau să aștept momentul plecării mele din lumea asta în care să-mi dau seama că am încercat să-mi regăsesc imaginea Ta în mine, că am încercat să scap de vinovăție pe căi greșite. Eu vreau în seara asta. Și acum ești plecat, vreau să mă și rog pentru tine în momentele astea. Dacă și tu te lupți cu tine și îți dai seama că ai eșuat și ai simțit ceva supranatural astăzi în puterea Duhului Sfânt, că în timp ce eu vorbeam general, Duhul Sfânt îți vorbea ție personal despre lucruri din viața ta și crezi că Dumnezeu e prezent astăzi aici și vrei să fii atins de El, lasă-mă să știu lucrul ăsta printr-o ridicare de mână și o să mă rog pentru tine. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe voi, și pe voi, și pe voi.
În timp ce toți stăm cu capetele plecate, faceți lucrul ăsta. Asta e o declarație publică înaintea cerului, înaintea îngerilor, dar și a iadului, că aveți nevoie de Dumnezeu. Că aveți nevoie de o schimbare, de o transformare interioară. Trăim într-o lume atât de păcătoasă și de perversă, în care diavolul vrea să ne mintă că dacă stăm într-o credință a faptelor bune, o credință culturală, vom ajunge în cer. Doar Harul lui Hristos ne mântuie. Tată din ceruri, stau înaintea Ta în seara aceasta, Doamne, cu atâția tineri care au nevoie de eliberare, Doamne, cu atâția tineri care au nevoie de transformare. Duhule Sfânt, îți mulțumesc mai mult decât am putut eu să vorbesc astăzi din cuvânt. Tu le-ai vorbit lor personal, fiecare în parte. Te rog astăzi, așa cum mi-a ieșit lui Saul din Tars pe drumul Damascului în față, Doamne, așa cum mi-ai răspuns la întrebarea cine ești Tu, Doamne, așa să le ieși lor în față astăzi. Te rog, Iisus Hristos, să Te cobori la fiecare dintre ei, în întrebările lor, în luptele lor, Doamne, în frământările lor, Doamne. Nu-i mai lăsa să-și irosească viața, încercând prin forțe proprii să schimbe lucrurile interioare lor. Și astăzi, Te rog, lasă sângele Tău să curățească, să sfințească, să elibereze. Ridică o biserică puternică, o biserică plină de viață, Doamne. Ridică niște tineri transformați cu adevărat și în fața provocărilor vieții, dar și în fața morții, ei să stea demn de un Dumnezeu puternic și viu. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul nostru și îți mulțumim că Te-ai coborât și în seara aceasta la noi. Haideți să ne ridicăm cu toții și aș vrea să vă dau oportunitatea să intrăm cu toți într-o rugăciune. Și să-i spui lui Dumnezeu cu cuvintele tale lucrurile din care ai nevoie să fii transformat, zonele din viața ta cu care te lupți să le schimbi și n-ai reușit, și în seara asta ai învățat că nu le poți schimba decât Harul lui Hristos să le transforme. Haideți să intrăm în această rugăciune și să-i spunem lui Dumnezeu toate lucrurile astea.